Vacanța de vară ne bate la ușă, iar copiii din familiile a căror părinți muncesc sunt cei care sunt supuși unor riscuri mai mari în această perioadă. Pentru îmbunătățirea securității circulației rutiere și evitarea și prevenirea accidentelor de circulație, agenții circulației rutiere din Clodeni s-au întâlnit cu copiii școlii primare. În ajunul vacanței de vară, colaboratorii Poliției Rutiere desfășoară operațiunea Atenție Copiii, în cadrul căreia se va asigura securitatea circulației rutiere și menținerea ordinii publice pe teritoriul și în adiacentul instituțiilor de învățământ. În afară de aceasta, se preconizează amplificarea controlului de respectare a regulilor de securitate de lângă treceri de pieton ce se află în locuri aglomerate. În perioada 22-31 mai 2012, pe întreg teritoriul țării se petrece operațiunea specială Atenție Copiii. Scopul acestei operațiuni este de a intensifica lucru și asigura securitatea și ordinea publică și securitatea rutieră în adiacentele instituțiilor școlare, preșcolare și teritoriul acestora. Scopul mai este de a micșora numărul accidentelor rutiere cu participarea pietonilor. Pe teritoriul raionului Glodeni, din începutul anului, accidente rutiere cu implicarea pietonilor nu sunt. Odată cu începerea vacanței de vară, riscul implicării minorilor în traficul rutier crește. Cu toate acestea, copiii au demonstrat că sunt bine informați la capitolul respectiv. Trebuie să se traverseze pe zebră. Eu mai întâi aștept mașina să treacă și trec drumul. Mai întâi mă uit în stânga și în dreapta, de vreo 3 ori în stânga și 3 ori în dreapta și merg pe zebră, numai decât. Prima mă uit în dreapta și în stânga și pe urmă, dacă nu sunt mașini, eu traversez. Dar dacă văd mașini, eu mă opresc și aștept până când ele să treacă. De menționat că de la începutul anului curent în raionul Glodeni nu au avut loc accidente rutiere cu implicarea pietonilor.